Domnule! Poți liniște. Da. În seara de Halloween nu mi-era atât de rău de nu pot ieși afară cu prietenii. Așa că am decis să mă uit la un film de groază. Pe Mariusica, bă, ce frumos, am plecat Mariusica, băieți. În mine. Așa că după miezul nopții, niște sunete s-au auzit deodată din podul casei mele. Eram singur acasă și asta făcea... Alex, salut, salut, băieți, vă salut pe toți, bine ați venit pe live. Să vedeți ce poveste o să zic și eu, băieți, fiți atenți. Inventează și una pericol cu crime? Nu, stai că știu una șmecheră, să vedeți. Până am privit cum saliva la piciorul meu. După m-am uitat cum mânca singur din mine. Mă mai uită și pe satana asta, ce urâtii. Bravo. Bravo, colegu! Ce faci, domnul? Rămâi în spate. Yeah. Domnilor, noi ce facem? Nu mai vreau. Pot spune? Deci, un taximetrist își făcea comenzile de seară. După aceea, el a primit o comandă de undeva departe de oraș, prin pe câmp. Ajunse acolo la comandă, iese o femeie dintr-o casă, mai ciudată, cu pete de sânge pe ea. Intră în mașină, îi spune domnului taximetrist unde să-l ducă. Mamă, ce m-a speriat, frate, de Davidescu, bă. Casa era mai strat. Am primit mare rai de la Davidescu, băiți. După ce s-a dat jos, taximetristul s-a dus la casa ei să vadă... Ești un nebun, Davidescu. Ce se întâmplă acolo? Mamă, mi-a bubuit boxa în pana mea și speria, zic, ce naiba se întâmplă? De ce? Ți se dus așa din mână? Ai venit iară să mă iei. După aceea, taximetristul speriat pleacă de acolo, fuge în oraș, oprește o tanti și o întreabă ce e cu casa aia de acolo și ce se întâmplă acolo. Și femeia îi spune că doamna aia care stă acolo în câmp e moartă de 20 de ani. Doamne ferește! Doamne sfinte, Sisoie, ferește! Taci, mă! Unde mă duc? Față? Nu, nu, în dreapta. Poți să încep? Hai, vine, da. Într-o zi de Halloween, Larisa, cea mai bună prietenă a ei, da. Și-au decorat casa de Halloween, punând păianjen șeu, plouă malefici, pânză de păianjen. De obicei se zice că Halloween poți să-i învăț niște cu mine. Spirite în noaptea. Bre, da. Vezi că ți-am dat odată respawn de aici, pentru că tu... Voi restul plecați. Pentru că tu gen... poți să o zici, dar puneți puștul toc pentru că se aud toți la tine în gură cu ecou, înțelegi? Puneți puștul toc, când apeși un buton atunci să vorbești. Mi-a rămas voșa, tu porni și cred că ies din oraș și... Păi nu știu, ieși și intră dacă e, dar vezi că noi ne auzim în continuu la tine, de-aia ți-am dat respawn. Ai, toată lumea o să zică și când o să termine toți o să zic și eu după tine, înțelegi? Deci ai timp să zici, nu știu ce ești de coadă. Ok, acum ieși. Pune-ți puștul toc, du-te la setări și pune-ți puștul toc și nu trebuie să ieși. Am puștul toc, dar mai rămâne voi și atât pornim nu știu. Ok, atunci dai un relog. Ok. Te pup. Mamă, frate, ce-am râs la ultimul episod de pe YouTube când se ceartă pericol cu ăla de pe munte? King, nu mai știu cu cine mă cert. Ferindu-se, a luat-o la fugă. Mamă, mi-au luat ăștia locul, frate. Atunci fantoma a prins-o de mână și a început să râdă malefic. De singur, pe aceasta, la față, cât despre Larisa. Fantoma a luat-o și pe aceasta, care după ce a băgat cuțitul în mână de vreo 3 ori consecutiv, a lăsat-o fără mână dreaptă. Da, știu că nu merg, David, nu știu ce naiba s-a întâmplat, că m-am săturat să le repar de 100 de ori. Vreo 3-4 ore de chin. A murit. Nu știu de ce nu merg, chiar nu știu de ce nu merg. Sfârșit? Bun. Hai, bă, spune povestea. Bine. O auzi pe mama ta care strică din bucătărie. În timp ce cobor scările, auzi o șoaptă din dulap ce spune.
Nu te duce, scumpule, am auzit-o și eu. Desportă. Aplaudați-l, bă. E scurt, vezi că scuza asta nu o să meargă mai târziu. Am înțeles. Ok, că ai înțeles, da? Alo, ce vă băgați acela? E rândul meu, așteptați la rând. Gata, bă. Îmi spuneți când pot să încep. Hai, poți să începi. Într-o seară, o dădaca unor copii era la casa copilului. După ce i-o culcat, s-o dus în living să se uite la televizor, până se întorceau părinții lor acasă. Dintr-o dată sună telefonul fix. Alo? Zice dădaca. Unul dintre părinții copilor întreabă, te duci să vezi ce fac copiii? Speriată dădaca, închide telefonul. După ce s-au calmat, o mâncare ceva și s-a întors la televizor. Sună telefonul. Alo! Urla ea speriată. Iar trebuie să vezi ce fac copiii. Iar închis telefonul. O credeu că era o față, dar ea proastă și neplăcută. După câteva minute, răspunde din nou. Alo! Trebuie să vezi ce fac copiii. Iar a închis. După atâtea apeluri, dădaca s-a dus să vadă ce fac copiii. S-a dus în camera lor și i-a văzut spânzurați. Nu se poate. S-a dus de-a dreptul speriată la televizor și a primit un mesaj deodată așa. Și era un număr ascuns care i-a scris: pregătește-te că vin în 5 minute. Era bărbat. O vrut să șteargă mesajul ăsta, dar nu a putut. Următorul mesaj primit de la numărul ăla era: mai bine fugi, într-un minut sunt la tine. Dădaca era atât de speriată încât nu mai știa ce să facă. Ea credea că era doar o farsă. Însă, după un minut, nu a mai primit niciun mesaj. Și răsufla liniștită, crezând că era doar o farsă. Dar nu a fost așa. După câteva minute, a venit ființa, monstru, și a omorât-o. Bum! Bă, poți să am mai auzit povestea de 10 ori. Da. Da, da, a zis-o cu intonație foarte frumos, foarte frumos, aplauze. Da, frumos. Să-l dea cineva afară de aici, aplauze. Eu am zis-o cu intonație, vă mulțumesc, domnul, Doamne ajute. Hai. Costum de Halloween, ha? Să zic? Doamne, bebe, poți să vorbești ceva cu dumneavoastră? Liniște, mă. Liniște, hai, spune. Poți să zic? Da. În urmă cu mulți ani în Anglia s-a mutat o familie într-o casă, dar nu orice casă. Acea casă avea un trecut nu prea frumos. În urmă cu sute de ani a mai locuit o familie acolo. După decesul tatălui a mai intrat în depresie, pur și simplu a înnebunit. Ea și-a omorât propria fiică, după aceea și-a omorât fiica ei și a tăiat capul și l-a îngropat în casă. Familia care locuiește acum în acea casă a pățit același lucru. Se zice că această casă, împreună cu locuitorii ei, sunt blestemați pe vecie. S-a terminat? S-a terminat? Nu m-am pregătit încă de Halloween, dar na. Azi, că ai timp. Facem și săptămâna viitoare. Deci era un copil care era o păpușă, care ea se speria... Da, nu mai știu, nu știu poveste. Măcar ai încercat. Ce facem acum? Aulu. Liniște, mă! Hai, spune-ți, ok. Bă, noi mai intrăm sau ce facem? Liniște! Bura. Cine este 3628? 3628. Bebe, te uiți, te duci tu? Domnul, spune bă, ceva sau nu-l auzim? Nu te auzi. Păpuța ta aici? Nu. Toți corzile, mă, tipă. Gutui, gutui, mănânc, băieți, gutui. Auziți acum? Da, da. Da, mă, te auzi toată lumea. Într-o seară de duminică, eu cu vărul Baltazar ne făceam niște cuie.
După 2 minute, auzim coșul de gunoi răsturnat în curte. Ieșim cu cuțitele, cu pistoalele, să vedem cine este. Dar cine credeți că e? Era Ghostface, Scary Movie. What's up? Era de la iarbă, bre. Da, da. Din aia de calitate, Maria Ioana. Chiar mai bună. Ha. Toată lumea cu ața. What's up? WhatsApp. Hai, Tudor, cum face? WhatsApp. Nu, 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 vă zic. Te-ai pregătit? Hai, da, băga mea. Să mulțumesc mult pentru Leo Lime. Giurgiu, există un mit urban care spune că într-o zi un taximetrist era într-o zi normală de muncă. La un moment dat se urcă în taxi o tipă îmbrăcată în mireasă care aceasta îi spune taximetristului să o ducă pe strada Nicolae Titulescu. În fața unei case mai vechi ajungi acolo, mireasa îi dă taximetristului verigheta pentru că nu avea bani la ea. Ieșit din tură, taximetristul îi arată verigheta unui prieten care, auzind numele tipei, îi spune că ea, mireasa, e moartă de câțiva zeci ani. Ea s-a sinucis atunci când ieșiți din biserica. Soțul ei a fost călcat de o mașină. Necrezând povestea, s-au dus împreună în locul în care fusese cu ea ziua și au observat o casă părăsită. Atunci prietenul Bebe, ce vrei? Bebe, cine? Ce a fost vrem, o fată când a zis o poveste? Nu știu de ce. Păi a fost o fată. Poftim? Era sora mea. S-a băgat la calculator. Domnul Bebe, n-am auzit sincer. A zis? Sora mea a zis o poveste, că eu am fost până la toaletă. A zis sora mea o poveste. Dar n-are nimic, ce? Dar n-am știut. Bebe, gen. Bebe. Veniți în coși, tăceți din gură, că vreau să zic și eu. Ce o să spun aici, nu știu dacă o să pot să spun. Dar... m-a auzit? Da, da. Da. Așa. Acolo. Prietena mea cu iubita mea era Mafi, salut, în parc și ăla e în clasa a doua, deci știi așa? Și dintr-o dată iubita a mea a fost unul mai devreme, haos. Înțelegeți, s-a dus până la baie și dintr-o dată prietena ei a văzut pe cineva acolo cu un cuțit. Eu cum stau foarte aproape de parc, ăsta, prietena mea a venit să-mi spună că dă-mi și mie ID, 13 te rog. ID 13 ai tu, mă, nu cred că ai ID 13, Mario. M-am dus cu încă un băiat, m-am uitat ce se întâmplă acolo și am observat ce se întâmplă și după ce am văzut ce se întâmplă. Mersi, te pup. Nu știu ce am făcut, am luat ceva, niște bețele acolo și am mers până la el să-i spunem să o lase în pace, dar până acum... N-a lăsat-o. Până acum el nu a luat cu totul meu. Prietena mea a fugit, dar... Am fost azi în Timișoara, am complet și tot vai mamă, ce zic, așa din care e fericit că stă acolo. După aceea n-a fost foarte bine că nu m-am putut să luăm pe nimeni de acolo. Singurele gadgete alu lingurar sunt mafia cu cubeu. Am spus lui mama că e cineva. Iubita. Iubita la 8 ani. Are și prietenă și iubită, mă, cine băsteți așa grei? Ai, mă, și amantă. Și după aceea, am dus acasă ca să-i spun lui mama să sune la poliție. Mama sună la poliție. Ajunge domnul, e foarte frumos să-l oprească cineva. Ok, la revedere. Mulțumim frumos. Am și întrebare, iubită? Este așa. Într-o noapte cu lună plină, în timp ce mă întorceam cu căruța de la moare, aflat într-un alt sat, aflat în mijlocul unui câmp, am întâlnit un om.
Un bărbat îmbrăcat într-o haină neagră, foarte sobră. Străbunicul meu era un om tare blând și cu frică de Dumnezeu. L-a întrebat ce face așa târziu pe drum și acolo se îndrepta, însă nu a primit niciun răspuns. Străbunicul s-a mirat, însă străinul s-a așezat în spatele căruței, moment în care caii au început să se agite. A încercat străbunicul să intre în vorbă cu el, dar nimic. După câțiva metri s-au așezat în spate și nu mai era nimeni. Atât. Aia zic, mă! Aplaudați-l, mă! Aplaudați-l, că e de-al nostru. Părere? Nu te auzi foarte bine. Să zică și domnișoara. Spune Valentino. Raul. Sau Valentina. Gata, au muțit. Pericolul e, dă-n-o ceva, nu, ce s-a întâmplat? Mai ai și alta? Dacă e să intru mine așa, intru, băieți, ia uitați, vum. Hai, bebe, vino și tu și spune una, hai. Crești tu, bebe! Hai bebe! Bă, nu știu ce să zic, băieți, chiar nu știu, mă strigă, băieți. Nu știu ce să zic, azi zice, bă, băieți. Hai, bebe. Hai, domnule. Hai, bebe. Spuneți. O poveste hai, de grază, dar nu știu, fă. Bă, unde e bebe? Bebe! O să știi tu! Cred că nu-i în oraș. Uite, au văd. Cum nu-i în oraș aici? Hai, bebe! Hai, bebe! Bă, dar nu știu niciuna, mă, că zice, mă, nu știu niciuna. Adică nu știu una care să fie așa. Dar pune-te pe tare, că te auzi foarte încet. Nu contează, mă. Domn bebe, face suna pe loc. Apasă pe zup. Gata, sunt tare acum. Dar nu l-am luat de 3 link-uri. Hai să vă șoptesc una, domn. Bă, știu una singură. Zici, dar nu contează. E pe caz real, gen. Adică mie mi-a rămas așa în minte, gen. Când era mai mic, eram la țară. Și de obicei rămâneam singur la țară câteodată, că bunicii plecau la muncă, la să sape, să n-aibă știe ce făceau bunicii pe acolo, pe la țară. Yeah. Și eu eram cu fratele meu și mă trezesc, ies în curte pe acolo, mă uit de el, nu era pe în curte. Și când mă duc în spatele casei, gen spre grădină, el era acolo cu o pălărie din aia de floarea sarului, mânca semințele direct din ea. Nu știu dacă știți voi ce zic, dar... Da. Era o pălărie de sub floarea soarelui coaptă și mânca semințe. Și a zis, bă, dă-mi și mie. Să o rupem în două. Să mă și a zis că nu-mi dă, că du-te ia-ți. Și... Na, până la urmă m-am hotărât să mă duc în grădină. Să-mi iau și eu o pălărie din aia. Că gen, na, trebuia doar să o apleci și rupeai capul. Dar se rupea capul destul de greu, că trebuia să o învârți de multe ori. Că era verde și nu se rupea. Da. Și am plecat în grădină. Era ceva de mers până în grădină, că trebuia să trec prin altă grădina casei și după aia ajungeam în grădina mare. Și am plecat eu așa, era dimineață, nu era noapte sau ceva. Doar că când intram în grădina mare, stânga-dreapta era numai porumb, adică nu vedeai altceva, doar porumb. Și pe marginea porumbului era floarea soarelui. Doar că floarea soarelui se punea în spatele, la sfârșitul grădinii. Trebuia să traversezi toată grădina aia, cât avea vreo 200 de metri. Și am plecat așa, ușor, ușor, până în spatele grădinii. Și când am ajuns aproape de sfârșit, am găsit-o din aia mare, o aplec ușor și dau surp. În momentul ăla, aud ceva în dreapta mea, care tușea, nu știu ce făcea, scotea niște sunete dubioase. M-am uitat eu ce m-am uitat, gen, și tot vedeam, adică nu înțelegeam ce e. Vedeam ceva negru printre porumb, era cam la 7 metri de mine, cam așa. Vedeam ceva între porumbi și scotea niște sunete ciudate, ca și cum ar tuși un om, ca și cum ar face un porumb mistres ceva. M-am speriat și am luat-o la fugă și m-am întors înapoi în curte, gen. Și am rămas așa cu chestia asta, oare ce se întâmpla dacă mă duceam să văd ce era acolo. Cred că era umbra ta. 10 din 10. Nu știu ce era. Dar asta e reală, gen. Bine, bă! Bine, bebe! Bă, dar nu are de fi umbra lui de la 7 metri. Deci eu singurul care mă gândeam că ai visat, dar...
Nu, nu, a fost reală treaba, nu știu. Eu am bănuit că era un vecin care se căca, sincer. Hai, i-a venit și la om. Bă, am văzut până acum două glume care n-au fost luate după net, sincer. Bravo, bebe, foarte bine. Doamne, Cal, puteți să veniți puțin să vă spun ceva? Asta nu e glumă, băieți, e chiar pe real, gen, chiar așa s-a întâmplat. Nu întrebare, e cei care n-au trecut la prima probă, pot să plece sau ce face? Putem să treceți noi în a doua probă? Hai, neuntru. Bă, ce facem dacă am trebuit? Fedei, i-a trecut și ne-a dat respawn, dar nu știu de ce. Nu, de ce? Băi, Jeule. I-am trecut și mi-a dat. Hai să intrăm la petrecere acum. Yeeey! Bă, ăsta mai frumos. Ia, bă, ăsta ce se mă. Ia uiți, v-a plăcut? Nu să, că nu mai am aer aici să mă rog. Gata! Bebe, mergem la petrecere? Maaa... Domn Bebe, dacă n-ați spus poveste, putem să mergem la petrecere? Mă uitam că pe Vitor, că poate deja merge să faci timp pe tău, gen cum e pătâși. Bă, am văzut și eu ceva, dar n-am avut timp să mă uit. Am văzut ceva, sincer. Bebe! Da? Putem merge și noi la petrecere? Dar de ce n-ai bă ieșit, Zafă? Bă, nu mai da mă cu pumnul. Păi n-a zis să ieșim. Bebe, măi, a fost reală povestea? Domn Bebe. Da, reală e povestea, nu așa. Bebe, nu mă lasă să intru. Dar ce se întâmplă înăuntru acolo? Nu ne lasă. Domn Bebe. Nu-i voie înăuntru. Dacă n-a spus povestea, putem să mergem la... Păi și eu am câștigat, ce mi-o zis mie? Am câștigat și eu sau nu? Bebe. Nu, cred că nu. 5.000 de euro. Era un om care merge la biblioteca. Afară, afară, afară. Dar de cine de afară? Era afară toată lumea. Era afară. Cu sânge pe ea și cu ecran. Hai, dă și... capul. Mamă, mai uite cum e lupă. Bă, dar de ce nu ne lasă? Bă, ieșiți afară. Mormiți-mă. Să mă bagi? Să nu citească niciodată prima pagină. Nea, bebe. Da? O, scuze. Bă, nu mai vă bateți, băieți, mai dați cu pumnul. Nu mai dă, mă. Ăla. Bebe, ia du-te acolo să vezi, poate... Ălărie, care ești tu? Băieți, ce se întâmplă acolo înăuntru? Intrăm și noi, nu intrăm? Ce se întâmplă? Bebe, dar și într-o aici vă trebuie. Iată ce-ți mă, poftim? Cei care n-au câștigat să nu intră. Dar eu am câștigat oare ceva? Da, treci mai departe. Mulțumesc. Bă, domnule! Bă, domnule! Să nu încasă mai rău, rămâne pe aici. Să rămâna, domnișeară, să rămâna. Toate poveștile de groază cam încep seara. Ce, mamă, afară, brei. Brev. Mă plimbam în parc și am trecut pe lângă un canal din care se auzeau fete, dar murmurind, nici de cum. Tare. M-am apropiat. Am crezut inițial. Bă, aici se fac alte povești, mă. O farsă, cineva. Bă, dar nu mai știu nicio poveste de groază. Ceva ca să se audă. Bă, știu o poveste de groază, acum mi-am adus aminte. Când l-am apropiat? Știu o poveste de groază, băieți, tot așa. Am auzit bătăile inimii, cuiva. Deja începea să devine tot un spăimântător. Și am băgat blitzul de la telefon să mă uit. Era un om care era efectiv mâncat de către un alt om. Mi-am adus aminte ceva de groază. Dacă nu era rupt și sfâșiat în toate... Păi uite-te pe Discord, mă cheamă Gabriel. Efectiv. N-am câte mesaje am pe Discord. Dacă știi câte mesaje am pe Discord. Ia, și că e bine, este vorba de o veche legendă irlandeză exportată în America, care l-are drept personaj principal pe zgârcitul Jack O'Lantern, metaforzat ulterior în felinarul pe care îl știm cu toții. Jack era un om avar, mare împătimit al băuturii, nelegiuit fără regrete, care tot timpul le juca feste celor apropiați și nu numai. A îndrăznit într-o bună zi să-l provoace chiar și pe necuratul. Asta e bună. Nu știu ce să zic. Ce mai avem pe aici să le iau? Bebe, îmi dai și mie grade fondator? Salut, Pericul, apreciez că ești cel mai tare. Ai fi foarte tare de la APR2, ai Florin, ce-o deja. A, bă, ziceți că nu citeți mesajul. Eu nu o să o lungesc mult, că e caz real, e mult de zis. O să zic mai pe scurt, așa, mai pe politică. Să zicem că era un băiat, nu o să dau nume.
care avea o bunică care se ocupa cu necurat. Deci, nu mai trebuie să zicem o poveste? Necurate, da, să înțelegeți la ce mă refer. Și după moartea ei, s-a găsit toate cele necurate. Și tot ce făcea, tot ce a legat, și ce n-a legat. Și acum, după aproximativ 8 ani, 9 ani de la mormântare, aproape în fiecare noapte, o aude cu bastonul pe băiatul ăsta al meu? Pe coridorul în casă sau în anumite camere. Ceea ce nu este normal. Am zis că nu o să lungesc, cam asta a fost. Nu o să lungesc, că e aiurea. Pentru mine. Știți pe ursul panda? Pentru mine. El e ursul panda, uitați cât e. El e ursul panda, cel mai gingașe. Ați văzut vreodată pe ursul panda? Ăsta e, uitați-vă. Uitați cât e de mare ursul ăsta. Uitați cât e de mare, că ți-a zis că e... A, îl vedeam în față, mi-e pare... Uitați cât e de mare ursul, uitați. Așa, nu mă pregătit de mult, dar se începe. Uitați, stă pe mine așa... Deschid ochii. Bă, lu, el e urs, ăsta e urs. Abia dacă mai pot... Ăsta e urs, bă, băieți. Cu toate acestea îmi dau seama că mă aflu într-o peșteră. Nu era una foarte mare, iar ceea ce a fost ciudat era că încă nu simțeam deloc frigul firesc al unei grote. Văd că se apropie ceva de mine, pare a fi o femeie. Merge târâs spre mine, părul ei negru și foarte încălcit, iar ochii, deși se vede că a fost una albă. Uite ce mi-a căzut la... Era complet neagră. În mod bizar, nu simt dorința de a fugi sau orice senzație de frică. În momentul când ajunge aproape de mine și îmi prinde piciorul. Instinctiv încerc să scap, dar ea mă trage cu toată puterea tot mai adânc și mai adânc înăuntrul peșterii. Gemetele ei acoperă sunetul corpului meu târât ca o păpușă. Fața acesteia se apropie de a mea. Poți să-i văd pielea în descompunere și ochii lipsiți de viață. În mână ține un bolovan. Și în secunda următoare, bam! Îmi strivește capul. Mă trezesc în patul meu, a sudat tot și îmi dau seama că totul a fost doar un vis. Liniștit, mă duc să mă uit la televizor, așteptând ca mama să mă cheme la micul dejun. Roland Garros, mulțumesc frumos, sticule, te pup. Băi, îți dăm și noi aplauze pe chat pentru Roland Garros? Și intră la mine în cameră. Mă gândesc că poate e mama. Ei, bă, îmi dai și mie grade? Gându-mă de la parter. Vin o să ții micul dejun. Acum. Cu adevărat poate visează copiii horror la noapte? Spre camera mea. Mă apropii de ușa și... Să dea cineva apta în pe ce-a vrut. În mijlocul camerei este femeie din visul meu. Cu o voce de muncă îmi spune. Nu a fost doar un vis. Wow. A fost frumos. Stai aici la perete. Hai. Opriți mamanelele care le are pe timp. Nu, ce se petrece afară aici, nebunie, petrecere mare. Era odată un băiat pe nume Kevin. Acest băiat avea numai 15 ani și era obsedat să uite la tot felul de clipuri horror și a văzut foarte multe videoclipuri încât credea că le-a mai văzut odată. Le știa pe toate pe de rost. Până când într-o zi, YouTube-ul Dark Web-ul i-a recomandat un videoclip. Mi-am schimbat poza pericol ce urât aia cu King. Hai mă, că e frumoasă poza. Acel videoclip arăta bărbatul cum își scotea ochii. Păi, dar nu vrea, bă, să dea mai ceva. A rămas complet nemișcat și paralizat. Putea să stea ori în șir să se uite, dar de atunci a intervenit. Eu nu înțeleg cum îl au pe ăla de acolo cu manelele și nu l-au pe ăsta ce zice aici, frate, lângă mine. Atunci, pe scurt, tot s-a așezat la masă și tatălui vorbea despre un... Este un clip care a fost foarte viral, cum un bărbat și cu o lingură. Dar însă până când să nu trebuie pe chestia. Mamă, ce urât ești, Chucky. Ce urât ești. Băiatul deși se mână pe lingură și scotese ochii cu lingură. Sfârșit! Ce zici? Ai auzit? Da, oh, fuck. O să iei de pe aici. Unde? Nu, pe aici. Oh. Pot să încep? Spun o întâmplare care chiar mi s-a întâmplat.
Eram acasă, într-o zi, și eram singur. După când în bucătărie am auzit cum s-au deschis dulapurile și cădeau farfuriile. Am plecat, m-am uitat, nu știam ce să fac, am plecat în cameră. După, nu poți să te trag aici, vreau să-mi fac un ceai. Mi-am făcut un ceai și plec chiar și să mă uit la televizor. După văd așa că te trag afară, să știi, dar nu o să ai voie să vii aici. M-auzi? Bun jurii cu cap de șoarec. 3, 6, 9. Am plecat la un pop, la un părinte, ne-a dat aghiazmă și am sfințit casa, după care nu s-a mai întâmplat nimic stran. Sfârșit. Bă, astăzi trebuie să dăm moderator, mă, stați așa, mă, băieți, mă. Astăzi trebuie să dăm moderator, mă, băieți, mă. Că suntem aici? 50, hai să punem 50, așa să le... Deci primul este Alex, care are moderator, DMG are moderator, Alexandru are moderator, Olic are moderator, Alex Dulce, nu știu dacă Alex Dulce, tu ai moderator? Nu cred că are moderator. Dar oricum, cred că sunt prea puține. Alexandru cu siguranță o să primească. Alexandru, ești aici? Hai să dau moderator, Alexandru. Dar ești moderator? Tu ești moderator. Ce din fundul butoiului te auzi? Ok. Sunt și înfundat pe nas, mă, băi, sunt bolnav. Are bani Alex Dulce? Cine a dat bani? De ce a luat bani, săracu? Băi, Alexandru, ești pe aici, mă, Alexandru? Băieți, cine ajunge în topul ăsta de aici primește, altfel nu pot să vă dau moderator. Alexandru Dulce, Alexandru Dulce. Alexandru, ești pe aici? De ce nu pot intra? Că nu știu, e doar cine a câștigat la prima, așa, așa, Alexandru, așa, tati. Dau moderator aici, mod. Gata, Alexandru, ai primit moderator, Alexandru, și mersi frumos. Băieți, cine ajunge aici în lista asta, în top 5, primește moderator. Înțelegi? Trebuie să ajungi în top 5 aici și primești moderator. Ok? Easy peasy. Ce s-a căzut ție? Chiar ieri. E tradiție. La perete? Eu? Bun, o să zic ceva ce a fost real, doar că mi-a venit acum, pe moment. Da, am trecut. Nici eu nu mă țin minte. Ba da. Ce poveste ai zis? Ce-i? Ce poveste ai zis? Eu am trecut. Care eu? Deci am trecut, mi-ai dat respawn și am venit iarăși aici și am intrat în mină. Ai primit respawn că vorbeai. Ai lipit ochii sau erau lipiți deja? Da, vorbeam, mi-a dat respawn și am venit iarăși, că eu am trecut. Nu, eu nu cred că a trecut. Bun, dar mi-a venit acum, pe moment, nu e foarte bună, dar e real. Bun, deci, dormeam când, pe la ora 5-6 dimineața, maica mea m-a trezit, da, stând la câțiva centimetri de mine. S-a uitat fix la mine și m-a întrebat: poftim? Când poți să-ți iau pielea de pe tine? Faza e că săptămâna trecută m-am brăzat și deja începea să mi se ia pielea. În ciuda faptului că era doar pe jumătate adormită, a fost terifiant. E real, dar... Na, mi-a venit acum. Mersi. Nu mai țin minte. Andrex, vină încoace, că nu erați. Ce? Hai, vină încoace și spune. Nu, lasă, nu-i problemă. Eu stau ultimul. Păi, ultimul. Că ei n-au trecut, băieții ăștia trei. N-au trecut. Păi dați afară de aici. Afară, da, băieți, afară, băieți, că dacă nu vă dăm afară, respawn. Afară, băieți. Afară sau ce nu Hai să văd, că de bea ce-am venit afară, de la baie. Afară. Bă, dar eu am intrat. Sau stai aici mai în spate. Păi... Hai să zic. Era într-o seară. Era un puștan pe ăsta. Se juca cu bărcuța lui. Revină 10 minute, brem, stai liniștit, Alexandru, nu-i problemă. Afară ploua. Eu frumos, eu nu ți-am zis sau ceva și nici... Cu cine te ceri, mă, de meci?
bărcuța din mâinile lui, din mâna lui, i-a căzut pe jos. Barca tot plutea pe apă, până când se ajungă la o canalizare. Bărcuța a căzut în canalizare. Puștiul... Băieți, Roland Garros are moderator, ce mai contează lui? Cum e? Dar nu era niciun semn de dânsa. Important e să... Aruncând un ochi mai bine, vede un om acolo, mort. Vede un om. La fel ca mine, domnule, la fel ca mine, așa, clov. Și spunea, dacă voia o felie de pizza, copilul a refuzat. Și, aplecându-se să ia bărcuța copilul, clov nu i-a mâncat mâna. Și de acolo nu s-a mai primit niciun semn de la copilul acela, a dispărut pe viață. Asta e o poveste bazată pe It. Italia? Iata, mulțu. Nu, It, nu Italia. Este un dăsta, e foarte fain filmul. Pennywise. E IT se numește It, e cu un clof. E partea 1 și partea 2. Ah, nu știu. Mă. Dacă era din partea 2 mai trecea, dar așa e din partea 1. Păi da, haide bă băieți, hai că vă zic acum partea 2. Omule, pericol, a zis de ce realizăm și am zis de ce. Da, de partea 2 zici, anul viitor. Păi, vă răc Paterin că dă nu ce-o zic. Domnule! Haide mă, toți avem o șansă. Hai, pot să trec? Hai. Mulțumesc băieți, aici. Mulțumesc. Aici, nu, aici. Nu, unde să trec? Treci mai aici. Păi ce faci, mă? Băi, pot să zic și eu? Da. Să vezi că bebe eu am, trece eu acum, am, bă, eu nu vreau să câștig sau ce, nu-mi trăi nimic, gen, eu doar spun, m-am implicat deci și aici că am văzut că a venit lumea, gen, și am zis să vin și eu. Eu chiar am una pe real, ca și prima a fost pe real, nu min sau ceva, nu fac catering. Tot la țară se întâmpla asta, eram mic, cred că eram cam cât ceachi, la vreo 4-5 ani, ceva de genul. Nu prea înțelegeam eu cum merg treburile și credeam tot ce spune lumea. Și eram la una Anica Luțoi, așa o chema. Era una grasă și cu fața albă ca varul. Și o chema Anica Luțoi și era și bunica mea acolo și se făcuse seara așa. Când zic seara, cred că era 1:21, dar era destul de seara întunecat așa. Și eu cam făceam prostii. Și Anica aia Luțoi mi-a zis că ea are nu știu ce mireasă băgată în curte într-o glugă de coceni. Și îți dai seama, eu fugi mă de aici, nu știu ce, chiar dacă aveam, nu credeam, știi? Bă, și nu știu ce s-a întâmplat, că m-a luat în spate acolo la ea, în ăsta, am intrat, era întuneric în curtele aia, nu vedeai nimic. M-a dus până la glugă, la coceni, și era și bunica mea, s-a întâmplat, nu știu, m-am oprit în curte, ceva s-a întâmplat, dar când am ajuns la glugă, la coceni acolo, și am dat la o parte... Erau niște coceni din ăștia prinși cu, legați cu sârmă. Am dat la o parte, vă jur că a ieșit de acolo o femeie îmbrăcată în alt și a fugit după mine. Am fugit atât de tare și m-am speriat atât de tare că îmi bătea inima ca la un iepure. Asta e povestea. Eu cred că s-a îmbrăcat aia, Anica Luțoi, și a luat un cerceaf pe ea sau ceva. Dar a ieșit de acolo nebuna și a fugit după mine. Aveam 5 anișori, pentru mine a rămas așa, am rămas foarte speriat. Că după mult timp îmi spunea că uite, vezi că de acolo a ieșit după tine, când mă mai duceam la ea și mi-era frică să mă duc la ea. Asta a fost povestioara mea de înfricoșător așa. Vreau să spun ceva. Poate că mă împingi, nu mă vezi. Vreau să aud una de la domnul Roland. A lui foarte frumoasă și a mea nu, a? Am să zic și eu știu una din asta de dacă mergea odată liniștit pe stradă și a dat într-o groapă și și-a spart janta. Asta poate fi destul de groază. Știu și eu o poveste reală care s-a întâmplat unui prieten. Vă spun cea mai înfricoșătoare poveste. După 2 săptămâni începe școala fizică. Hai că vă zic și eu una reală. Mergeam la un moment dat cu un prieten. Eu am crezut că se ia curent în Europa, nu mă crezi mai. Spre casă și, din păcate, trebuie... Dar nu știu care-i treaba cu curentul, mă, tot am auzit eu. Una prin cimitir și una pe lângă.
Și am zis, nu, n-ar fi o problemă, suntem doi. Chiar am mai auzit discuții, Roland, am mai auzit discuții, dar am întrebat oameni care sunt mai deștepți, mai studiați, mai și au zis că nu există așa ceva. Sunt doar niște vorbe. Și atunci trecem prin cimitir și la un moment dat auzim pe, adică observăm pe cineva și auzim că tădea să plângă sau nu știu ce, lângă un, unde, sau un cavou. Am zis, nu, n-ar fi o problemă asta, probabil e ceva bătrână care plânge după soțul ei. Dar ne apropiem de ea că totuși era cam târziu, știi? Și ne gândeam că poate e frică sau cine știe ce. Și atunci ne-am apropiat și am întrebat-o. Doamna, dar ce faceți aici? Ea nu a zis nimic. Doamna? Dar de ce aveți mâinile cu roșu, cu sânge? Ea iară nu a zis nimic. Mamă, mi-e frică, băi, deja. Doamna, dar de ce mirosiți așa urât? Au, s-a pișat pe ea. N-a zis nimic din nou. Doamna, dar dumneavoastră cine sunteți? Vedeți că vă spun. Bă! M-ai speriat! Băgea-mi aș piciorul! Acolo, du-te, du-te! Mi s-o spar capul de dovlec! Du-te, bravo, Răzvan, bravo! Poți să spun și eu? Poți să spun și eu una? Stai să terminăm, stai să terminăm. Poți să spun și eu una reală? Gigi... Dar mie mi se blochează tot. Poți să spun și eu, să spun una reală? Hai să merim, Gigi! Bă, restul rămâneți aici, mă! Băi, mai pui să zică ceva sau le dai premicea? Aolo, păi mă pun ultima. Păi nu, ideea e că de asta vreau și eu să ascult, de aia vreau să vin și eu să ascult. Hai să facă ei un rând în fața ta și noi stăm în spatele lor și aia. Da, da, hai. Faceți în partea aia, dar în partea aia, cheamă-i în partea aia acolo la tine. Și restul da, stăm aici. Da, nu se capă, du-te dincolo. Stai mă, nu te împinge mine, ceachi. Vă duc aici? Mi-e frică. Și costumul după aia o să-l votăm, să știți. Unde ești, Andrex? Okay. Aici, nu vreau primul, nu vreau primul. Dar du-te în spatele lor dacă nu vrei primul. Du-te în spatele lor acolo, Andrex. Du-te mă în spate. Da, ta bă, acum nu mă vezi. Dar vezi că s-au dus toți. Bă, ce faceți mă toți acolo, mă? Bă, în spate. Nu mai știu ce, nu mai știu nimic. Dacă te... Unde? Bă, voi rămâneți aici care n-ați câștigat, mă, gen. Unde mă duc? A, care n-am aici, unde suntem noi. Păi, dar nu mai trecut odată. N-ai trecut. Păi mai trecut odată, că mai al doilea. Hai domnule, treci eu. Nu, am zis să ieșiți afară. Stai că vreau eu ultim. Și eu vreau. Bine, m-a lăsat. Păi unde mă, că acolo e și ăsta. Băi, talent, du-te mă și tu acolo la coadă. Doar am intrat pe șacul. Acolo, mai zic odată. Bă, cine l-a câștigat în spate? Păi pe noi ne-ai pus în spatele tău. Am câștigat sau nu? Să moară peștii mei. Dai, că și eu aș dar unei agici. Bă, da, eu n-am zis nimic, că mă, cum așa? Faci. Da? Ia-ți, bă. Băi, stați mai în spate, mă, mai în spate, băieți. Stați și voi mai în spate. Noi mai în spate? Da, dar în spatele da. Meu. Nu cunosc. Bagă-mă telefonul. Da, bebe. Pe da. Altă parte, din păcate, ia uzi, după o zi grea la birou, am ajuns acasă și am găsit-o pe iubita mea, cu copilul în braț. Nici nu știam ce a fost mai înfricoșător. Acum nu știu cât de real e. Să-mi văd iubita moartă cu bebeluș în braț, pe care nu am mai apucat să-l nască. Aia care v-am zis-o cu bunicul, chiar e real. Care i-a pus acolo în felul ăla. Bun. Văd. Oh, creepy. Un prieten de-al meu și eu m-am dus să-l văd la un moment dat, dar nu l-am găsit. Are lăsat la el acolo, pe cineva, la Beliș, nu știu, în Ardeal. Așa, e un nevastă-mă. Om, e un om care, teoretic, se spune că ar avea peste 100 de ani, dar el când spune tot timpul că are vreo 50 și ceva de ani, dar arată exact la fel de când lumea se pământul. Și se spune că pleacă seara și vine noaptea la 5-6 dimineața. Într-o zi, e destul de tăcut omul, într-o zi s-a certat cu vecina sa și casa lui arată foarte ciudat, în sensul că are decât un singur geam, tot închis, e... așa, și vecina s-a aruncat ceva peste gard la el, că, na,
arunci în curte la vecinul, se mai întâmplă. Și s-a certat pe tema asta și au zis că ai grijă că o să o pățești, să nu pleci din casă. Asta, având foarte multe animale, a plecat. Și erau gen, ei sunt lângă o pădurice, așa să spun. Na. S-a dus asta până în pădure, nu știu ce, să și animalele, că mai pleacă găini, gâște, căcaturi de genul. Așa. Și au s-a împiedicat și a atacat-o ceva. A spus, a împins-o ceva și a atacat-o. Ajungând acasă asta rănită, a văzut că are rochia foarte ruptă. Și ea spusese că a fost un animal ceva, că s-a auzit și lătrat. Și după 2-3 zile a venit omul ăla și i-a dat o bucată aia de roche înapoi. Asta e poveste. M-am dus și eu să-l văd pe om, dar nu l-am găsit. Acum 5-6 ani. Bă, Roland. Nu e aici. Asta e, na. Italine, tu nu te auzi, o. Mi-a știați că în două săptămâni începe școala și eu, în mare copii. Ok, deci. Mă zic pe asta ce-l doare. Mortos, copii, bombalule, tu să te duci la școală. Nu știu unde mă aflu sau ce se întâmplă, dar tristețea a început să-mi placă. Brusc, corpul meu s-a oprit din cădere și încep să mă mișc. Încep ușor cu degetul, apoi brațul și în sfârșit tot corpul. Acum încerc să respir, inspir, cât de mult pot, dar parcă nu are niciun efect. Deschid ochii și totul capătă un nou sens. Mă regăsesc la marginea unor porți. Eu mi-am luat somn noapte bună. Puteam să dau noapte bună, Valangas, mersi frumos pentru toate, pentru tot elixirul. În timp, parcă îmi spunea o poveste. Ne auzim mâine, Valangas, te pup. Surprins, dar tristețea care m-a cuprins în timpul noapte bună. Nu a dispărut. Blând și trist, privesc în jurul meu. Este un fel de încăpere subterană luminată, doar de câteva turțe care ardeau neîncetat. Mă ridic încet și mă apropii de poartă. Aceasta se deschide brusc, de parcă eram așteptat. Pășesc încet înăuntru, pe un culăl pietros ce duce câte un templu auriu. Măreția lui nu a putut fi descrisă în cuvinte, iar sclipirea... Băi, ce poveste de groază v-a plăcut de aici? Că nu mi-a spus și mie. Ce poveste de groază v-a plăcut? Ciudată. Nu dau prea mare atenție. Merg mai departe și încep să aud țipete. Pe măsură ce înaintez, acestea deveneau tot mai stridente. Intru în interior templului și văd oameni lipiți. Ionela, mulțumesc frumos că m-ai pus la stories. Mulțumesc frumos. Strigau după Mariota. Iar trupurile lor, firave, se toți băteau. Mai am una, băieți. Fețele lor zgâriate și arse, iar corpurile lor slăbite duceau parcă povară unor păcate nespuse. Ce naiba, mi-a rămas chat-ul în urmă. Un imens. Din nou, Roland Garros, du-te la somn. Alu, Andrei, s-a plăcut? Un corp păros de țap. Salut, ce se petrece aici, Dragoș, și spune-mi povești din alea de groază. Împietresc, parcă pentru o secundă. Trupul care îl văd în fața mea nu se mișca, dar ochii aceia mă urmăreau atent. Apoi o voce puternică s-a auzit. Aduceți primul om pe Anastasia, iar în fața mea a apărut deodată o femeie firavă. Portată de doi călăi. Trupurile lor erau imense pe lângă ale ei, iar pe fată purtau măști de fier. Era o tipă fericită, tânără, până în 25 de ani. I just want to play a game with you. Okay. Mergea singură pe stradă sub lumina lunii și deodată în spatele ei un bărbat o smuci de mână și o trase după el într-o parte întunecată a aleei. Ea a încercat să strige la ajutor, dar nici nu a putut. Mamă, frate. Fusese lovită puternic și început să sângereze. Să rămână. Zâmbetul, după chipul bărbatului, emană o bucurie imensă. Îi rupse hainele și profită de corpul ei în cel mai josnic mod. O violează cu inima rece, apoi o lasă aproape inconștientă pe jos. Cred că joacă după aia Tarkov, nu joc, Marius, că trebuie să mă duc și eu la somn, băieți. De pe maxilar.
Băi, săptămâna asta rămân fără permis, băieți. Mă rog, fără permis am rămas deja, că mi l-au luat polițiștii, dar... Un țipăt puternic, mai am dovada aia. Toată aleia, iar apoi liniște totală. Trupurile lor erau ținute pe asfalturi rece, inundat de un roșu aprins și doar luna după cerul negru mai lumină supra celor două cadavre. Bă, n-am ținut la tot, dar mi-a plăcut. Nu mai ești Enderman. Da, dispare, nu știu. Poftim. A trecut efectul de Halloween. Roland Garros, du-te la somn. Robioan, saluticule. Mergi cu autobuzul? Ce-ai făcut? Am avut un mic eveniment cu cineva și bombalul ăla s-a dus la poliție și polițistul și mai prost de acolo. Roland, du-te acolo. Roland. Vezi că nu te auzi, Roland. Cine dă din astea? În fine. Bă... Gen, asta s-a întâmplat când eram pe Five cu tine și mai rapid tu cu aia ta, organizația, bun. Neagara, saluticule. Ce-a zis? Mă, Roland, faci din astea, mă, Roland. Crezi și eu că e înfricoșător. Practic, ai văzut balaurul cum ar veni. Și ne-am fost eu ăla. Dați-vă mă în spate. Deci, nu știu, deci mi-a pus cineva punga pe cap, de atunci am început să stau pe telefon, auzeam pe ei vorbind. Aveam căștile pe cap, nu auzeam nimic. Dintr-o dată îmi sună telefonul. Noapte bună, Rola, mulțumesc frumos, noapte bună și săptămână frumoasă să ai. Pe cap, au numele mamei mele, gen. Nu, două secunde. Au numele mamei mele și ceva de genul Mirela, gen, pe maică mea o chemă Mirela acum. Și făcea tata acolo, Mirela, mă auzi? Bă, am înțeles. Mi s-a rupt și brațul, frate. Mi s-a rupt și brațul de la microfon, frate. Am ajuns acolo, văd o maică mea jos. Bă, vedeți-mă că mi-a stat inima în loc, atât am avut de spus. Bă, nu, gen, pe bune, serios, no joke. Pe bune, italianul, pe bune să mor eu, că dacă era așa nu mai făceam. Și atunci m-am întors la roleplay, că... Deci... Bă, dar unde vă băgă notată? Pentru că te-ai previsul luat pentru 30 de zile. Știți că s-a scris asta de disconnect. Da, bă. Ai, săracul mi-a scris cu caps lock, așa panicat. Oh my god, fără lângă mine Slenderman, mi-e frică, am și ieșit, am dat FF plus cu el. Săracul. Nu, gen pe bune, italianul, asta e chiar no joke. Dacă... Mi-i spart pe ăsta, nu vrei? Hai, tu stai aici, cu... Ca ceva nu ai ce să spargi la mine. Domnule Slenderman, ce-am primit? Eu uite-l pe ăsta, bă, uitați, uitați-l pe ăsta, băieți. Mi-e frică. Stăvea să mă bată, bă, uitați ce față are ăsta. Era o seară senină. Mamă, fică, se uitau la știri. Știrile nopții. De la ora 9, de pe ProTV, era ca un om psihopat, cu o mână de lemn și un picior de metal. Era în libertate. Așa că aveți grijă de viața voastră și pe unde pășiți. Omul acela crede că are soră. Mama închise toate geamurile, ușa de la bucătărie și de la beci. Sora mea a dormit imediat cum a auzit, iar eu am stat cu mama în sufragerie. Și deodată o persoană sparge ușa și spune: uitați-o pe sora mea, e frumoasă, nu? Mama a încremenit, n-ai nicio soră de care zicea el. S-a dus peste sora mea și a omorât-o. Apoi a venit în sufragerie. Și-a omorât-o pe mine. Wow! Mamă, frate, uitați ce față are, bă, băiatule! Mama a celărit și apoi apare sora lui. Păi uitați ce față are, bă! Mamă! Și apoi cum încet, sora lui îmi bagă cuțitul în picior. Stai, Oscar, să-mi bă piciorul. De ce, bă? Era columbianul. Bravo! Mersi!
Sau unde, unde trec la următorul stage? Afară. Hai colegul. Aici, aici la perete. Bă, uite de pălărioara mea. Aș și bebe vreau. Bun. O ultimă poveste. Încă de mic am avut o curiozitate morbidă pentru locurile părăsite, bântuite, care au peste, să zicem, un veac. M-a luat cu frezoane. Frezoane, m-a luat cu frezoane. Băi, mai știi când erai cu Yoda? Da, da, știu de mic. Care? Baby Yoda. Folosit încă de un veac. O gașcă de prieteni, atât fete cât și băieți, două fete și noi trei băieți, ne-am gândit să mergem să vedem care-i treaba, de ce nimeni nu mai merge, de ce nimeni nu mai va acolo să investească, de ce, de ce, de ce. La vârsta aia, la 14 ani, nu prea știam noi să ne răspundem la întrebările astea și am zis să începem. Băi, îți dați și voi pe chat-ul noaptea, să vedem de cât timp suntem live. Nu mergeți acolo, o să aveți coșmar. Asta au spus ei. Realitatea a fost alta. Ajuns în cinema. S-a afticat un polițist că foloseai un clip și ei da bani. N-am intrat pe ușă, desigur. Am intrat pe o ramă a unui geam plină de cioburi. Iar rugina, rugina era atât de profundă încât printre ea se scurgeau picăturile de sânge a celor ce mai fuseseră înainte. Nu ne-am speriat încă de la început, am zis că ok, să mai fi agățat cineva, să mai întâmplă, te mai julești. Nu e problemă. Am intrat primele trei persoane, o fată și doi dintre noi, una dintre fete alunecă. Pup, Adrian, mulțumesc pentru mana, ticule, te pup. Vezi, domne, s-a tăiat fix în aceeași ramă, fix în același loc. Iar picăturile de sânge care s-au scurs, s-au așezat pe aceleași care erau înainte. La fel ca în, și în asta, pe cale ferată din mina asta care suntem noi. Eu mă odărâs la poveștile astea. Atât de mare a fost acest cinema, încât vuietul se crea, ecoul se crea. Numai că era acompaniat de niște voci. A unor oameni ce au lucrat și au murit acolo sub dărâmături, în unele locuri ale cinema. Un alt sunet ce se auzea era al peliculei de film, cel rula, dar ajuns și în încăperea cea mare, aveam să aflăm că nimic nu difuza, doar o rulă ce se auzea învârtit și vuietul. Nu ne-am lăsat intimidați, am mers mai departe. Pericol, eu nu mă joc pe American, am schimbat serverul. Tehnică în care... Alex, te pup. Te așa că să schimb și să scoți și rancul ăsta, cred că aveai cu Mafia, cu Cobiof sau cea. Ba nu, n-ai. Mafia, cu Cobiof, cu băieți de elita. Unde murise? Nu-i nicio problemă, te joci unde voi tu, Alex, că nu e o problemă asta. Unde-ți place ție, unde-ți prietenii tăi, acolo te joci. Pericol, ce înseamnă sabia de la post? Ia uite-l pe ăsta ce fumează. La început să rămână urmele chiar acolo. Ia uite-o pe Chucky, bă, băieți, ce trage nas. Trage la banc. Sigur. Dăm locația să vin și eu. Fix în același loc. Fix în aceeași poziție. Cum? Scaunul, ce era inițial de piele, avea în spatele lui. Pericol, de ce ți-ai pus numele la stream-ul tău la care te uiți, exemplu, Pericol? Acesta a murit de la prea multe înjunghieri și pe loc. Sângele nu s-a scurs însă, dar corpul a rămas acolo. Noi speriați fiind, ne-am grăbit să fugim. Pericol, până la câți live-ul n-o să-l simt foarte mult, că fereastra spartă, care trebuie să duc și cățel afară. Mâine mă duc la muncă, am și multă treabă. Atunci ne-am unit, am încercat să spargem, n-am reușit. Cineva de afară ne-a auzit, a chemat poliția. Însă până au venit polițiștii, noi am ajuns pe acoperiș. De frică și de emoții. Pricul mi-a dat bani Băcărdis pentru ce? Ce?
Și am mai rămas doar două persoane. Eu și încă un băiat. Restul muriseră. Fix în același loc în care și alții se aruncaseră să-și salveze viețile. Deoarece cinemaul își sfârșise activitatea în 1977. Wow. A fost ceva frumos, sincer. Bravo. Scuzați-mă că întrerup, dar ce postanul calului caută BMW-ul ăla în mină? Bă, l-am pus un mânt pe lumea. Mulțumesc frumos. Ăstea 5 o să așteptați aici, oleacă. Ok. Bă, stați așa să vă spun și eu una. Am și eu una, băieți. Ia liniște. Hai, bebe, hai. Ia liniște că am și eu una bună. Fiți atenți, o poveste pe caz real. Te jurisesc eu. Doi nebuni, fiți atenți. Au fost false? Nu, mă, toate au fost pe caz. Dar astea, alea au fost ale mele, gen spuse de mine, pretecute în viața. Dar astea, asta e povestită de cineva, dar cică din caz real. Erau doi bețivani din ăștia. Era ora 9, așa, și au început să bea. Era tot în perioada din asta de cum e la noi cu Ziua Morților. Era fix cu o zi înainte, gen. Și au început ei să bea și din vorbă în vorbă, cum sunt bețivanii, bă, că n-ai curat să te duci la 12 noapte. Ei vorbeau de un dușman de-a lor care murise sau ce, și n-ai curat să te duci la ăla. Bă, nu că am curaj să mă duc în cimitir la el, nu știu ce, bă, n-ai curaj. Uite, dacă ai curaj, ia cuțitul ăsta și te duci și îl înfiși la el în mormânt acolo. Și eu vin a doua zi, trec pe acolo și dacă văd cuțitul, înseamnă că ai fost. Și așa au făcut. Bă, și ploua în seara aia, când noaptea, că au plecat noaptea de la bar de acolo, ploua foarte tare. Bă, și ăla se duce ca nebun în cimitir, a și băut, îți dai seama? Cade pe acolo, se murdărește pe în cimitir, nu știu ce, ia cuțitul și îl înfige. El n-a văzut când o înfipt atunci și o înfipt, în pelerina din aia de ploaie, că avea o pelerină pe el și a înfipt cuțitul în pelerină. Bă, și când a dat să se ridice, a făcut pelerină. Știi cum se tăia în cuțit singură. Da, da, da. Ăla s-a speriat și a făcut atac de inimă din aia și a murit acolo pe mormântul ăla. Cum să te sinucizi? Și așa s-a terminat povestea. E cam strană. Nu știu, nu zic că e adevărată sau ceva, dar e o poveste, gen. Dar povestea aia care am zis eu cu bunicul meu chiar e real. Deci și a mea, că a leșinat maica mea că m-a luat rola în cupola. Aia nici în ziua de azi n-am înțeles. N-am înțeles de ce paharul de vin s-a băut și paharul de apă nu. Haide să le uităm pe astea. Acum ce facem? Au, uite, vine Slenderman din spate. Paharul de vin era confundat cu sânge. Poți să zic și una? Bă, stați o leacă. Pe italian. Sunt trei câștigători. Mamă, trei? Foarte bine, foarte bine, primesc foarte frumos. Bani, ce primesc? A, gata. Și... Noi am ales și de la costum. Ce v-ar primi? Cine s-a îmbrăcat așa mai frumos și... Și pentru povestea care a spus-o. Primul o să fie Andrex. Mi-a plăcut de el cum a și vorbit și ce povestea a spus. Nu știu ce să zic. De ce? Nu, am glumit, mă. Am glumit, mă. Am să fac așa să... O să primească o cioacă. Nu, nu, de la mine primește. Bun, bun. Gata, mă, gata, hai, serios. Mai a variantul ăsta necapază. Hai, de la loc. Bă, să știi că și mie îmi place de el cum s-a îmbrăcat cu șalopeta aia, cu salopeta, cu sacul ăla pe cap. Arată mișto, da. Locul 3. Locul 3. Locul 3. Zic că merită ăsta, mă, îmbrăcat în mob. Eu. Pe locul 1. Stai jos. Eu sunt. Bă, am și un cap de bostan și imediat încă o dată. Dar ce zi eu, mă, sac de box? Ce zi eu? Băi, dați-i pe ce mă trec, ok? Ce zi eu? Locul 3. Alex. Gigi. Colegul de la Gigi pasta carbonara. Tu ce zi, mă? Emoții, 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 tubele, haideți. Piciunica ăla de jos, că te gândește. Dar de unde, că am și uitat ce-ai zis. Alex. Eu? Cazul, ești pe aici? Catana, da. Catana, da.
fac. Restul o să primiți. Bă, opriți mâncava cinima voastră. De câțiva mii, ok? De câțiva mii. Noi nu primim nimic, dar mi-e mie. Îmi dai 1000 în plus că mi-ai făcut o post de box. Așa ai făcut cu mine, box. Cum în sarea, cum e ala... De dai, ai dat 999 în mine, mă. Roli? A venit în coace, Katana, Andrex și... Și cât vă primim? Eu nu primesc de cap. Rămâneți aici, aici răstul. Sărăcie. Noi ce primim? Sărăcie. Felicitări. Am mulțumesc. Toți banii mei. Să avem un nepoțel. Pentru care ești? Bebe! Da, da, da. Aulă, vocea cunoscută, gata, domnul... Ia uite ce faci. Băi, ce faci acolo? Ce faci acolo? Facem un monstru mai mic. Ofițer cu patru brațe sau câte acolo, că nu știu eu să număr. Eu sunt prost, da, așa, adevărat. Tu erai ăla care citeai de pe tabletă o dată la două minute un cuvânt. Băieți. Că ăla. Vă pup, doamnește. Bre. Ce câștigă, bre? Mulți bani. Seara de Halloween. 200 de mii. Olo. Rămâna, mai ziceam o dată, mai. Lucianu, hai să dăm party, că luai pensie.